Salut, sunt Romica Țociu de la motorul.ro și astăzi vă prezint casca pe care am purtat-o sezonul trecut. De fapt, o să o port și sezonul acesta. Schubert T1, ediție limitată MV August. Este o cască catalogată ca fiind Adventure Touring, în niciun caz Dual Sport. Asta pentru că are aspectul ăsta agresiv, așa, cu ciocul pus și cu aerisirea mare pe bărbie aici. De fapt, este o cască C3 Pro, cărea s-au făcut aceste modificări, cu aerisirea și cu ciocul mare. Îmi doream o cască adventure oarecum, dar care să aibă și flip-up, în ciuda sfaturilor și recomandărilor de a nu merge pe această cale, pentru că se știe căștile cu flip-up sunt mai puțin sigure în cazul unui accident decât căștile integrale. Totuși aveam nevoie de acest feature, pentru că în drumurile noastre ne oprim destul de des să pozăm, să punem camerele, să mutăm motocicletele și e obositor să-ți scoți mereu casca, să-ți o pui, e mult mai ușor așa. Eu am optat pentru o variantă mai deosebită de colorit, este varianta ediție limitată MV Agusta. În momentul respectiv voiam să-mi cumpăr o motocicletă MV Agusta. Nu era Touring sau Adventure Touring, nici nu au Adventure Touring, nu știu de unde e asocierea aceasta. Poate pe Turismo Veloce să meargă această cască. Însă m-am gândit că o să iau și o să o folosesc la ieșirile noastre și când merg cu MV Agusta Brutale, era motocicleta, o să-i dau ciocul jos și o să o folosesc ca o cască pentru naked. A doua poveste interesantă legată de ea este faptul că era o ofertă de nerefuzat atunci. Era sub 400 de euro, de obicei prețul ei e undeva între 450, 650, 700 de euro. E o cască destul de scumpă, după părerea mea. Și o să vedeți la sfârșitul clipului dacă cred că merită sau nu acești bani. Asta după ce înainte îmi cumpărasem un Scorpion ADX care nu s-a potrivit deloc cu forma capului meu. Am încercat să stau cu ea prin casă ore, tot în momentul în care închideam flip-up-ul, mă strângea pe lateral foarte tare, am dat-o înapoi, mi-am adus aminte că la EGMA am probat această cască și atunci când am văzut oferta, n-am mai stat pe gânduri, am luat-o direct. Ce îmi place la ea? Păi, una din caracteristicile principale ale căștilor Schubert este silențiozitatea lor. Chiar se laudă că C4 Pro ar fi cea mai silențioasă cască din lume. Investesc foarte mult în R&D pentru a obține aceste produse cât mai silențioase. Forma ei este gândită să o pună cât mai mică rezistență. Personal, nu îmi place foarte mult cum arată, mai ales când o port fără cioc, pentru că e așa o cască cu minte, tip O, nu știu, n-are pic de agresivitate, dar forma aceasta o face să fie foarte silențioasă. Știți cum suntem noi oamenii, ne obișnuim imediat cu ceva mai bun. La început, când am purtat-o, am simțit diferența imediat comparativ cu vechea cască. M-am obișnuit cu ea și a început să mi se pare că nu mai e silențioasă. Mi-am pus casca veche, am ieșit la o tură și mi-am dat seama că este mai silențioasă, într-adevăr. Însă, depinde foarte mult și pe ce tip de motocicletă o folosesc. De exemplu, dacă am mers cu motocicletă naked și am folosit-o fără acest cioc, n-am avut nicio problemă. Se pare că dacă ia tot aerul direct, frontal, mai ales dacă mergi cu aerisirea închisă din bărbie, este foarte silențioasă. Dacă merg pe o motocicletă Adventure Touring sau Sport Touring care are un parbriz în față, e posibil acela să-mi arunce aerul un pic diferit și atunci să se schimbe situația, să vâjie, să joace un pic, depinde foarte mult de parbrizul motocicletei cu care merg. Al lucru care mi-a plăcut la început la ea și încă mai îmi place pentru că a trecut un an și ceva și încă arată la fel, este interiorul. Am spălat-o de două ori până acum și odată am curățat-o cu un spray special pentru interior. Materialele sunt de foarte bună calitate, asta o să observi imediat cum pui mâna pe o cască Schubert prima oară sau când o scoți din cutie, foarte fine și rezistente în timp. Însă, e un adevărat puzzle să dai jos și să pui la loc. Prima oară mi-a trebuit să caut pe net un clip, să văd un tutorial. Nu mai mi-aduceam aminte cum erau anumite piese, sunt foarte multe îmbinări aici. Și ce mi-a mai plăcut la ea este faptul că este o cască relativ ușoară pentru această categorie de căști flip-up. Nu este obositoare sau cel puțin este foarte bine echilibrată și atunci când o ții pe cap nu o simți, nu te obosește. În schimb, ce nu-mi place la ea și a fost o mare dezamăgire din prima zi aproape, de fapt din a doua, viziera. Viziera mi s-a zgâriat foarte ușor.
încă, v-am zis, din a doua zi și asta doar folosind-o cu un scooter, punând-o și scoțând-o din portbagajul scooterului de sub șa, s-a zgâriat undeva în lateral, na, a fost, am zis că e ghinion la început. Apoi au mai urmat și alte zgârieturi, se zgârie foarte ușor viziera. Am fost dezamăgit și de pinlock, care nu stătea bine pe ea. Mi se tot aburea din când în când partea de jos a vizierei. Inițial m-am gândit că nu l-am pus eu corect cum trebuie, însă după aia mi-am adus aminte că de fapt așa a venit din fabrică, instalat cu pinlock-ul ăla, nici măcar nu l-am atins. Ulterior am sesizat și faptul că pinlock-ul era destul de slab, nu stătea fix pe vizieră și nu mers juca. Asta am observat pentru că au început să apară mici zgârieturi pe interiorul vizierei, care n-am avut ce să le mai fac, ce să le repar. Și chiar am văzut și pe internet alții spunând că pinlock-ul nu stă cum trebuie și joacă destul de tare pe vizieră și nu-și face treaba, pur și simplu. Am încercat să reglez pinlock-ul, am reușit să-l reglez renunțând la el. Pot să zic că e mai proastă decât, nu știu, viziera Iridium de la Icon, care se zgâria la fel de ușor și avea un unghi dubios de vedere după un timp. Asta cred că e mai proastă. Nu-mi place faptul că la viteze mai mari pe autostradă, mai ales dacă mergi cu o motocicletă care are un parbriz înalt, joacă destul de tare ciocul și mă deranjează. Lucru care nu-mi place cel mai mult la ea, să zicem, după această utilizare, este legat de prețul ei. V-am zis, poate ajunge și spre 700 de euro prețul. Asta în condițiile în care, ok, înțeleg, s-a investit mult să fie silențioasă, sunt folosite materiale de calitate, însă în același timp au fost uitate niște chestii de bază, cum ar fi vizieră rezistentă la zgârieturi, lucru care multe căști mai ieftine fac față cu brio. De aceea, părerea mea, în acest moment, probabil că nu mi-aș mai cumpăra o altă cască Schubert, pentru că, ok, e confortabilă, e silențioasă, însă la modul în care trebuie să schimb vizierele, ajunge să coste foarte mult. Mai am prieteni care au căști, nu știu, SR2, de exemplu, la fel, viziera zgâriată foarte ușor și devine ca un fel de mentenanță anuală. La 100 de euro pe sezon, mai bine încerci și alte variante. Eu v-am zis, am mers pe Schubert 1 doar pentru simplu fapt că voiam ceva cu flip-up. Încercasem Scorpion ADX și nu mi s-a potrivit pe forma capului și atunci cealaltă variantă a fost această cască.